Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Urechești a avut un șoc când a ajuns acasă și și-a găsit gospodăria distrusă. A sunat la 112, iar din primele verificări efectuate de polițiști ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 42 de ani din localitate a pătruns fără drept în locuința bărbatului de 49 de ani, care nu se afla la domiciliu, și a distrus cu o secure un geam al unei anexe și mai multe obiecte de veselă, cauzând un prejudiciu în valoare de 400 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul și infracțiunilor de violare de domiciliu și distrugere. La data de 2 iunie, polițiștii ai Poliției Municipiului Târgu Jiu au continuat cercetările, iar în baza probatoriului administrat în cauză față de bărbatul de 42 de ani din comuna Drăguțești, sat Urechești, s-a luat măsura preventivă a reținerii pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorș.